La fel ca în anii trecuți, parterul Centrului Cultural Ion Vina este gazda primitoare a noii ediții a Zilelor Educației Naționale. Aici, timp de 5 zile, liceele giurgiuvene au ocazia să-și prezinte oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017. Este foarte important pentru copii să fie orientați acolo unde ei au aptitudini. Și este foarte, foarte bine să participe la acest târg, pentru că este un târg, este și o expoziție în același timp și lucrurile sunt extrem, extrem de simple în momentul în care ai o vedere de ansamblu asupra tuturor ofertelor care sunt prezentate aici. Seria de manifestări cultural-artistice a fost deschisă de corul seminarului teologic Teoctist Patriarhul. Au urmat multe alte momente artistice puse în scenă de preșcolari și elevi de la grădinițele și școlile din oraș. Reprezentanții liceelor au avut grijă să-și amenajeze standurile într-un mod cât mai atractiv, pentru a-i convinge pe elevii din ultimul an gimnazial să li se alăture. Avem două clase de profil matematică-informatică, două clase de științele naturii. Anul acesta o să avem o clasă de științe sociale și trei clase de filologie, dintre care una engleză intensiv, a doua franceză intensiv și una germană-engleză. Oferta noastră este foarte variată. Avem oferte pentru turism, comerț, alimentație, după cum vedeți, bineînțeles. Liceul nostru este un liceu tehnologic de la care poți lua o diplomă și să te angajezi. Din partea mea este mult mai bun decât un liceu teoretic pentru a urma pe urmă facultate. Nu toți au posibilitatea să urmeze o facultate, așa că vă sfătuiesc să alegeți liceul nostru. Este foarte bun și puteți învăța destule lucruri noi, după cum vedeți, sunt foarte premianți. Avem firme de exercițiu cu care plecăm în diverse locații. Pe tot parcursul acestei săptămâni, elevii de clasa a 8-a sunt așteptați să viziteze spațiul destinat liceelor pentru a-și forma o idee despre profilurile existente. Zilele Educației Naționale se vor încheia cu un spectacol oferit de liceenii din județul Giurgiu sâmbătă de la ora 10, tot în incinta Centrului Cultural Ion Vinea.